Capitala este, începând de săptămâna viitoare, gazda unui festival interactiv de artă digitală. Artiștii din Marea Britanie, Spania, Canada sau Danemarca își vor expune lucrările la București. Cum se îmbină arta clasică și inteligența artificială, aflăm de la Iulia la I Like IT, dar și de la invitata ei. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! O bucurie mare că vin foarte mulți artiști internaționali în București și își vor expune lucrările aici, cumva în premieră, într-o anumită măsură, pentru Europa de Est, ceea ce este o mare bucurie pentru noi. Emilia este unul dintre curatorii acestei expoziții, am putea spune, pentru că, deși este un festival, se întâmplă multe lucruri. Așa, cumva o mare parte atipice, din lucrări sunt concentrate la expoziția centrală de la Galeria Galateca, care se va deschide pe 26 august. La 6 seara avem vernisajul. Sunt într-adevăr foarte multe lucrări care se folosesc de tehnologii inovatoare în a găsi forme noi de expresie. Să numim puțin țările din care vin acești artiști, dar și tehnologiile de care se folosesc ei pentru a face această artă să fie diferită. Printre lucrurile interesante, zic eu că este clar performance-ul care deschide festivalul luni, unde artista din letoniană Paula Vitola o să transforme lumina soarelui în sunet, în acest performance care începe la ora 6 și se termină la apus. O altă zonă care cred că e foarte interesant de descoperit în festival este învățarea unui AI, adică să, inteligenței artificiale. Da, inteligenței artificiale, să aibă memorie pe termen lung și să se folosească de aceste amintiri în a face conexiuni cu sens. Am văzut că una dintre artiste creează sunete cu ajutorul razelor solare. Da, este performance-ul de care îți spuneam. Cum se numește acest proces exact, ce face ea? Sonificare a luminii solare, nu e un termen neapărat science-y în zona asta, se va folosi de niște panouri solare și de niște componente pe partea de instalație de sunet în a crea acest performance. Sunt și foarte multe workshop-uri deschise în această perioadă, deci festivalul va ține 3 săptămâni. Se întâmplă în 4 locații diferite din București și în cadrul festivalului vor fi și workshop-uri la care se pot înscrie toți cei care sunt pasionați de artă. Sunt workshop-uri gratuite, nu? Da, tot ce este în festival anul acesta este cu intrare liberă. Avem în parteneriat cu Universitatea de Teatru și Film o serie de ateliere în care oamenii pot să, și comunitatea artistică de la noi, dar și tineri interesați să își dezvolte zona asta de a lucra cu tehnologia în demersuri artistice. Să vorbim puțin și despre artiștii din România, pentru că sunt și artiștii de-ai noștri care își vor expune lucrările cumva în premieră. Cred că una dintre lucrările... O parte din cercetarea pe care a făcut-o artistul în dezvoltarea acestei lucrări, Butterflies et al., care explorează zona asta de teoria haosului. E o lucrare interactivă care o să fie expusă la Galeria Creart, în piața la Hovari, unde publicul o să poată perturba acest univers de lumini pe care artistul l-a creat prin prezența lor în spațiu, prin mișcările pe care le fac în interacțiunea cu ecranul. Care vor fi măsurile care au fost luate pentru buna desfășurare a acestui festival? Mă gândesc că totuși lucrurile sunt puțin diferite față de prima ediție. Cu siguranță, oricum de un an deja ne-am obișnuit cu un curs diferit al lucrurilor atunci când mergem într-un spațiu. Lucrurile o să fie la fel cum sunt peste tot, mască, toate măsurile de protecție vor fi luate, cu siguranță. Cu siguranță. Mai vreau să-mi povestești puțin, pentru că nu mi-ai numit toate țările din care vin artiștii
Și să îmi dai și câteva exemple. Da, începusem să povestesc puțin de zona asta de AI și memorie pe termen lung, pentru că mi se pare că două din lucrările principale expuse la Nova, cea Asterion a Anne Riddler din Marea Britanie și Memory Mechanics, care e creată într-o rezidență de două colective artistice din Danemarca, unde practic zona asta de ce e ea cumva interesantă este că dacă pentru noi oamenii stocarea amintirilor pe termen lung o putem face cu ușurință prin hipocamp. Fără hipocamp nu ne-am putea aminti lucruri mai dincolo. Noi acum putem vedea secunde. Pagina voastră de Instagram, oamenii pot găsi aici mai multe informații despre festival. Da, și pe site, festival, pe nova.ro, acolo găsiți și programul și toate detaliile. Și toate detaliile. Bun, perfect. Mulțumim foarte mult pentru prezență. O să ne revedem însă și la ora 10. Vom vorbi atunci despre mai multe tehnologii care cumva debutează în cadrul acestui festival. Nu uitați că toate momentele noastre, momentele I Like IT, sunt încărcate și pe site-ul nostru, pe știrileprotv.ro, la secțiunea I Like IT.